livrarea energiei termice este doar un plus pentru fiecare instituție. Suportul Uniunii Europene a fost foarte binevenit și acestui proiect pentru instituții. Numărul copiilor, într-adevăr, s-a mărit în instituții datorită acestui proiect și acestei picturi minunate. La moment avem 200 de copii, avem copii care vin din satele din împrejurimea orașului. Această pictură dezvoltă la copii imaginația, creativitatea, ceea ce îi face ca să aibă și o stare de bine a copilului, nu numai pentru copii, dar și pentru părinți. E foarte frumos, foarte artistic și plăcut ochiului. Grădinița a luat o, să spun, o altă viață, mai colorată, mai interesantă, dar totodată și mai călduroasă. Este o investiție pe termen lung, nu pe o durată mai scurtă. Copiii au alte condiții mai bune, fiindcă la grădiniță își petrec mai mult timp decât acasă. Grădinița noastră este modernă și frumoasă pentru copii, dar totodată și pentru cadrele didactice. Avem săli spațioase, luminoase, avem toate condițiile pentru ca să educăm tânăra generație.